Am revenit, doamnelor și domnilor, în platou pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află de domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava și, după cum bine știți, invitatul permanent al emisiunii. Deci, de ce nu lasă CCR pe Dragnea să fie premier? Detaliul de la curte. Nu mai discutăm despre titlul. Da, de acela deja... detaliul de la curte, niciun detaliu. Da. Da. Bun, e acel articol din lege pe care îl contestase avocatul poporului, da? Prevederile criticate au următorul conținut. Pot fi membri ai guvernului persoanele care au cetățenie română și domiciliu în țară, se bucură de existențul dreptului așa, așa, nu au suferit condamnări penale și nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute și mai departe. Da? Practic aici era problema cu cu condamnarea penală. Da. Ceea ce, situația care îl împiedică pe domnul Dragnea să fie legea, da? Da, să fie premier. Da. Bun, pentru adoptarea acestei soluții, curtea a constatat că, în esență, asta e detaliul, deci din titlul ăla care te-a dat, că, în esență, motivele invocate în sesizare constituie atât probleme de aplicare și interpretare a legii de către autoritățile publice competente, cât și aspecte de legiferare ce intră în competența Parlamentului. Parlament. Deci, cumva, Parlamentul ar trebui să legifereze. Da. Acum, eu am zis mereu, bun, mi se pare pe o parte firesc să nu fii condamnat penal ca să ocupi o demnitate. Trebuie nuanțat totuși, pentru că ai suferit o condamnare. Poți suferi o condamnare... la vârsta de 23 de ani. Ei, da, și poți suferi o condamnare pentru că aici nu spune... Poți suferi o condamnare pentru, nu știu, Doamne ferește, un accident de circulație sau ceva. Da, da, poți suferi o condamnare penală. Da. Da? Legea nu diferențiază, cel puțin din câte știu, poate greșesc. Da? Și atunci ai o condamnare penală la 23 de ani, la 30 de ani, nu are importanță. Dar pentru un accident în circulație. Și la 50 de ani vrei să faci politică, 50 de ani. Nu înseamnă că toată viața ta ești blamat pentru chestia aia. Da. Da? Există ca peste tot. Spune legea că îți îngrădește dreptul de a fi... Există o serie de condamnări care spun după ispășirea pedepsei timp de 5 ani, 6 ani. Da, este perioada de reabilitare. Da. Părerea mea că ar trebui introdus în lege sau specificat clar, domnule, ai suferit în cazul, bun, hai să spunem, în cazul de corupție. Da. Definitiv. Definitiv, da. Da. Dar în alte, în alte cazuri, spețe. În alte spețe, domnule, ai o condamnare penală după un număr de la caz la caz, cum spune, de fapt, cum stabilesc instanțele. Da. Perioada de reabilitare sau așa. Da? Bun, pe de altă parte, știi, te aici pornise, de câte țin minte, sesizarea avocatului poporului și la fapt, de la faptul că parlamentari, în cazul parlamentarilor, nu există restricții. Da. Bun, putem spune că parlamentarul e ales, nu numit. Da. Da, și dacă omul din teritoriu vrea să-și aleagă ca reprezentant unul care a fost condamnat penală, cum e bă, ăla cu mitraliera, da? Da. Așa? El a fost. E dreptul lui. Știi? Da. Nu, pe de altă parte, știi că erau niște paralele foarte bine făcute în presă. Dacă vrei să te angajezi inclusiv la posturi de astea mărunte, trebuie să vii cu cazierul. Da. Da? Da. Dacă nu ești curat, nu poți niciun post din măturător. Da. Om de femeie de serviciu să primești, da? Da. Da. Poți în guvern... Dacă o instituție stabilește că trebuie femeia de serviciu să vină cu cazier, să fie curat și tot, da? Da. Bun, dar vezi, în cazier e altă poveste. În cazier mi se pare că funcționează. Poate mă înșel, dar totuși așa știu. Deci chestia aia de prescriere sau... Da, și deci după ce a trecut, curat, apare cazierul curat. Da, știi? Da. Deci cumva... Dar oricum, vezi, la, bun, în cazul domnului Dragnea oricum n-ar fi, pentru că respectiva condamnare e recentă. Da. Da. Părerea mea că, repet încă o dată, că ar trebui diferențiat aici. Da. Da? Ar trebui diferențiat și, pe de altă parte, dacă măsura asta se aplică la posturi de jos, da, în instituție, adică posturile cele mai de jos, că repet, și la paznic îți trebuie, bun, la paznic cu atât mai mult, dar păzești. Da. Ca premier, ca membru guvern, se pare că na. Da. Unii consideră că nu e așa de important să ai cazierul curat. Dar încă o dată, concluzionând, cred că trebuie făcut o distinție clară, pentru că ai un... poți fi condamnat penal pentru fapte care să nu aibă legătură cu corupția, cu... Da. Fapte care poți să le faci dintr-o greșeală. Doamne ferește, poți să faci orice. Toate că deocamdată este condamnat pentru referendum, da, domnul? Da, și încă nu știm... Parcă nu, nu-i,
nu-i firesc, adică cumva, pentru că era o acțiune politică. Da, și Conara, din câte știm că s-au i-a mobilizat pe oameni. Pe oameni, da. Hai la, da. Asta, în fine. Da, grațierea scoate iar oamenii în stradă, protestele trebuie să se intensifice până când proiectul e respins definitiv. Evident, aceste întâlniri care adună câteva sute, 200, 150, 200 de oameni, încă mai țin pagina unor ziare, da, aici, dar se vede clar că nu mai este suflu. Bun, nu mai este suflu, că toți spuneau că în februarie, că acum vine căldura, din contră, în februarie, când toți erau acasă, ieșeau seara să încălzească, acum când se apropie concediile... Mirosul de mici... Da, terase, nu știu ce. Bun, dar nu e vorba de asta. Faptul că, vezi, au ieșit 1000 de oameni cât au ieșit în Piața Victoriei, s-a renunțat a doua zi la... Despre legea grațierii s-a vorbit... Da, și nu mai... În Parlament, nu, că să discutați la comisii, nu știu ce. Și eu spun în continuare că e necesară legea grațierii. Am enumerat motivele, dar sunt oameni care sunt condamnați pe nedrept sau există suspiciuni. În fine, supărarea a apărut și pe bună dreptate când s-a introdus articolul acesta cu corupția. Da. Da, faptele de corupție. Da. Faptele de corupție. Și acum, din câte am văzut, protestul împotriva întregii legea grațierii, nu doar la... Da. Vezi, noi suntem țara în situația în care, mă vedeam zile trecute și cum am vândut câmpul ăla petrolier din Libia sau nu știu unde, da? Da, cu câteva zeci de milioane de euro și numai într-un an au scos petrol de un miliard ceva de euro, știi? În fine. De, țara îi, mai spune în situația economică care e sau așa, din cauza corupției. Da? Da. Evident că nu mai raps atât ani, ai răbdat corupția, ai răbdat că n-ai avut ce faci, nu puteai face nimic. Da? Da. Acum ai posibilitatea, uite, te revolți, ieși în stradă, pui presiune să mai schimbă ceva. Da? Evident că oamenii când aud de corupții devin, exagerez puțin, isterici. Da, pe bună dreptate, justificată. Știi? Mm-hmm. Trebuie aici diferențiat. Nu, și de-aia ești în stradă. Când au auzit corupția, se grațează și corupție, știi? Da. Acum se exagerează. Toată legea jos. Dar ai văzut până la a introduce domnul Șerban Nicolae acel articol cu și domnul Traian Băsescu, n-a zis nimeni nimica, știi? Și domnul Traian Băsescu chiar a insistat, a îmbrăcat frumos toată a îmbrăcat-o frumos, da. Da. Am văzut niște interpretări. Erau niște juriști care explicau că modul în care vrea să introducă Traian Băsescu și un articol care urma să-l pună la sfârșit, urma să grațieze nu doar pe cei condamnați, ci și pe cei ce urma să grațieze toate faptele de corupție până la ziua Z în care în care intra în vigoare legea. Și unul dintre mari beneficiari a fost Elena Udrea. Da. Da. Pe de altă parte, hai să spunem, scăpând cu ăsta Voiculescu, mi se pare că nu e pentru fapte de corupție, el are alte chestii, nu? Da. Ziceam că oamenii buni ajung în cealaltă parte, vor, protestează, discuți de tot legea grațiere. Ți-am spus că nu sunt de acord cu ei, dar pe de altă parte, bă, nici nu-i poți condamna. Că ei văd ce văd acum. Legea e făcută cine? Voiculescu. Da. Pentru Voiculescu. Da, da, da? Atât văd. Noi am devenit paranoici, pentru că de atâția ani tot nu... Paranoi din cauza politicienilor. Din cauza politicienilor, că la vârf numai șmecherii, aranjeli, furtișaguri, învârteli. Și atunci, chiar și o lege cu bune intenții când e dată, toți te gândești stai puțin. O lege mai agrațiere din care beneficiază niște persoane, da? Și chiar dacă aici spunem, există 100% intenții bune, curate, Dar dacă... Nu poate să nu există, să apară întrebarea cine e? Cine e beneficiarul? Pentru cine e dată? Da? Și... Păi sunt vreo 3500 și mai este unul, care e cam... Nu, și s-ar putea într-adevăr să vezi că, uite, între beneficiari și Voiculescu. A, pentru el. Deși, repet, să spunem, cei care au inițiat n-aveau niciun clânci în mânecă cu Voiculescu. Nu-l vor, nu-i interesează, poate îl urăsc, da? Dar întâmplător, nu-s de acord, repet încă o dată, susțin legea asta grațierii fără corupți, dar nici nu poți să nu înțelegi pe oameni. Deci atâția ani ai fost mințit, păcălit de politicieni și așa, și atunci orice acțiune de asta
naște niște întrebări, știi? Da, suntem, suntem paranoici din punctul ăsta de vedere, dar din cauza nu e vina noastră, e vina lor, știi? Da, pe același subiect, Liviu Dragnea a răbufnit, convoacă ședința conducerii PSD pentru Șerban Nicolae. Spune el că domnul Nicolae a introdus această chestiune, această prevedere cu corupția, fără să fie informat partidul. Acum îl suspectează el serios pe domnul Șerban că lucrează fără știința liderului. Aici, adică nu știu dacă amuzant. Ce spune... Deci, domnul Șerban Nicolae... I-am trimis un mesaj pe Facebook. Domnul Șerban Nicolae a introdus amendamentul acesta cu corupția, da, grațierea corupților, susținut și domnul Băsescu, care a mai venit și dumnealui cu un... Așa. Domnul Liviu Dragnea ce spune? Că e un subiect serios, așa. Spune, este un subiect pe care îl vom discuta în Comitetul Executiv, pentru că mai sunt și alți colegi de-ai noștri care au inițiative în afara programului de guvernare. Da? Și eu și colegii noștri vrem să ascultăm de ce au astfel de inițiative. Eu nu permit astfel de lucruri. Vreau să avem o discuție bărbătească, firească și să nu mai avem pe viitor astfel de cazuri. Mai spune domnul Dragnea, sunt colegi de noștri care cred că au ajuns pe persoană fizică în Parlament. Și așa au drept de inițiativă legislativă, dar pe subiecte atât de sensibile nu poți să nu te gândești că afectezi imaginea unui întreg partid. Așa, mai spune domnul Dragnea că a fost întrebat de ce n-a vorbit cu domnul Nicolae. Eu sunt un om modest, dar să nu facem totuși de niște oameni vedete, nefiind cazul. Eu nu aveam ce să vorbesc cu domnul Șerban Nicolae astăzi. Eu aseară am postat un mesaj pe Facebook, am așteptat să fie luat în seama acel mesaj. Da. Poate n-a consultat Poate n-a consultat pe Facebook domnul Șerban Nicolae în ziua aia. Bă. Deci, acum ce înțelegem de aici? Da? Da. Domnul Șerban Nicolae a introdus un amendament de capul lui. De capul lui, da? Poate sfătuit de domnul Băsescu. Sau cum? Da. Ei sunt în comisie. Vezi, aici spuneam că n-am auzit oameni care să creadă lucrul ăsta. Mm-hmm. Da? Tot spune, vezi, e mișcarea lui Dragnea, scoate și la postul TV am văzut aceeași interpretare. Dar poate fi adevărat. Pentru că ar avea și el un interes. Ar avea și un interes, da. Da, pentru că e unul din beneficiare. Da. Da? Și uite, să leagă ce urmează din aur. Dar poate fi adevărat. Da. Domnul Șerban Nicolae... Sau îi vrea domnul Nicolae rău domnului Dragnea? Vrea să-l scoate din politică pe tema cu Nu, dar știi cum? Deci, hai să zicem, teoretic poate fi adevărat. Da. Dar domnul Șerban Nicolae a făcut, domnul Băsescu, împreună, nu știu, separat, au introdus articolele astea cu... prin care să... Grațieze corupție. Să grațieze corupție, da? Da. Domnul Dragnea nu l-a sunat, da? I-a dat un mesaj pe Facebook și a exprimat părerea pe Facebook că nu îi se pare corect, nu știu ce. Și, din câte se pare, vrea să-l tragă de ureche în Comitetul Executiv, da? Așa partidului. Se numește. Da. Pentru că acțiunea domnului Nicolae afectează imaginea partidului. Corect, acțiunea asta afectează imaginea partidului. Când vezi, PSD, Ciuma Roșie, la DNA, la DNA, așa mai departe. Repet, pot fi inițiative proaste, bune, da? Inițiative, că așa crede domnul Șerban Nicolae, da, care să n-aibă nicio legătură cu, adică să nu fie legat de anumite persoane, deși e greu să credem, da? Da. Dar nu putem să nu le mai interpretăm. Asta din păcate, societatea, așa, aici ne-a dus clasa politică. Da. Da? Repet, n-am văzut oameni care să spună că domnul Dragnea, adică să creadă, bă, Șerban Nicolae făcea într-un fel, mergea pe aici, Dragnea, mergea pe aici, nu știa unul de altul, știi? Da. Sau nu putea să-l sune, omule, oprește-te că strici imaginea partidului. Mm-hmm. Da? Și mai puțin, e adevărat, toți parlamentarii au drept de inițiativă legislativă. Da. Da? Dar mi se pare la fel de firesc că vorbim cu parlamentare ce veni de-a lungul timpului, ne spuneau că atunci când îți legi, în multe cazuri, merg cu legele la partid și spune, uite, spune parlamentarul, vreau să inițiez legea asta. Da? Și obține un fel de acord. Da. Da? Logic. Da, domne, suntem de acord. Da. Îi în spiritul partidului. Da? Bun, chestia asta mai văzut că iar critici că grațierea nu era în programul de guvernare. Asta mi se pare o tâmpenie, adică sau un promisiuni electorale, știi? Adică eu partid fac niște promisiuni electorale, 1 2 3 4 5, da? Și după aceea pe lângă astea sau după doua sau a treia, vin și mai fac altceva. Nu, stai că asta nu era în promisiune electorală, nu era așa, de ce ai făcut? Da. Bun, pe multe subiecte de genul ăsta, PSD-ul se pare că e de busola. Ba ori pe legea salarizării unitare, ba pe legea grațierii. Ai senzația că nu sunt din același partid, parcă nu lucrează acolo. Deci, e o chestiune dirijată și cu bătaie lungă, undeva vor să ajungă, să atingă o anumită țintă,
sau pur și simplu sunt personalități care se duc, domnule, lasă-mă, că noi 6 parlamentari PSD din Comisia Juridică am decis să mergem așa. Bă, vezi, ai făcut bine paralela asta. Există antecedente, da, să-i spun așa. Da. Deci nu doar la Comisia aici, la Comisia Juridică. Există și la alte ministere, la alte comisii, unde s-au luat hotărâri naționale. Da, s-au luat hotărâri, hai să spunem, nu neapărat contrare interesului partidului, dar care aduc anumite atingeri interesului partidului sau se situează în afara programului de guvernare. Da. Dacă a fost una, două, bă, s-a întâmplat. Da? Dar cum ai spus tu, sunt multe. Da. Și atunci, iar, repet, suntem paranoici, deci, dar din cauza lor nu poți să nu te întrebi. De fapt, sunt două variante. Hai să lăsăm paranoia deoparte. Sunt două variante. Ne poartă pe 100 de cărări oamenii, și ei știu unde vom ajunge cu toate care țin. Ori oamenii ăia fac de capul lor, nu interesează, este o deglingoladă în partidul, un haos total, oamenii fac de capul lor, ori poate fi o strategie. Da? Ne cară pe 100 de... Nu, ia faceți voi așa, vedem ce spune reacția publicului și după aceea ies eu, liderul partidului, vă trag de urechi. Da. Voi sunteți sacrificați, sunteți spion de interesul partidului. Cât timp deci poate fi o strategie, nu știu. Da? Poate fi și asta o strategie. Sincer, mi-e greu să cred că, nu spun cu răutate, dar și pe Liviu Dragnea văd un om ferm. Am zis de-a lungul timpului că l-apreciez pentru cât, cum știi să conducă. Da? Adică chiar să tolerez și să accepti una, două, trei, patru, cinci, una după alta ieșiri din rând, din formație. Da? Care, așa cum spune el, aduc atingere în primul rând imaginea partidului. Se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori. Adună-i pe toți, fă o ședință, dă cu toți de pământ. Stabilește clar prin vot, domnule, ăsta e partidul, ăsta e programul de guvernare. Stabilim, cine s-a bate la el, aud. Vorba ta. Sunt în asalt și... la redută, știi, încercăm aici, mai încercăm aici. Mai încercăm și să vedem cum reacționează. S-ar putea să fie... Deci de-aia zic, adică știi că nu sunt adeptul scenariilor astea, dar aici parcă bate la ochi. Da, deja... Adică avem pe Liviu Dragnea bun organizator care știe să fie ferm și categoric, și un haos în partid. Da? Și chiar, sincer, eu găsesc acum, sincer, singura mea explicație asta. Da. Să încearcă niște lucruri. Știi, în cel mare acudește, vedem dacă dacă ei reacționează publicul urât, așa, vezi, te băgăm pe tine. Da? Dacă vine rechinul sau nu vine rechinul. Dacă nu vine, ești erou. Știi? Da, mergem mai departe. Dragnea, tot cu domnia sa, comisia privind alegerile prezidențiale din 2009, va putea lucra de săptămâna viitoare, adică de săptămâna aceasta, el a făcut declarația săptămâna trecută. Până la urmă, această comisie face parte din arsenalul domnului Dragnea ca armă politică. Mai sperie pe unul, mai sperie pe altul, că el totuși susține în continuare. Azi că modificăm, domnul Nicolice, care e el. Domnule, modificăm ca să putem lucra totuși ca și comisie. Da, era modificarea făcută, ce spunea, că ei verifică pe partea strict electorală. Așa, și au mai adus o modificare, orice persoană chemată să se prezinte, să fie obligată să se prezinte. Aici, deci comisia asta, discutam noi și emisiunea trecută, o dată arată faptul că liderii PSD, bun, ei vor nu au încredere în DNA sau în parchetul general, cine a făcut nu au încredere în parchet, că va duce la bun sfârșit această anchetă. Pe de altă parte, nu spărea, l-am văzut și domnul procuror general, după ce a primit sau a început, s-a autosesizat sau a cerut... S-a autosesizat, parcă, nu? Autosesizat. Dar după o anumită perioadă, A fost întrebat de către ziarist ceva legat de dosar și cumva că nu poate spune, deși în alte condiții a vorbit la niște chestii. În alte condiții, Despre alte dosare. Și aici o situație extrem de sensibilă. Da. Știi? Ținând cont acum de faptul că în toată povestea lui Dan Andronic era Codruța Chioveș, erau alți generali, așa, îi poate firească frica PSD-ului. Domne, hai să vedem, adică s-ar putea așa să palmeze. Da? Da. Sunt niște chestii și de asta Comisia Parlamentară vrea obligatoriu să verifice, a găsit formularea ca să evite, deci conform legii, dacă corect. O comisie parlamentară începe un dosar și dosarul și parchetul începe și el așa, acțiunea dosarului ăla, acțiunea comisiei încetează. Da? Comisia a găsit
juriștii PSD-ului. Dar bun, juriștii au găsit o formulă, adică ei cercetează altceva decât ce cercetează parchetul. Într-un fel nu e rău, e foarte bine. Da. Deși la câte comisii am avut, începând cu cea după Revoluție, care a făcut anchete ani de zile și de-abia acum cer, n-ai văzut, da? Bun, și-au introdus chestia asta că o persoană, orice persoană în e obligată să... Da? Asta să mi se pare... Da. Bun, hotărârea asta o vizează pe doamna Chioveș și pentru că ea a lăsat de înțeles că nu va veni. Da. Dacă doamna Chioveș nu va veni în fața comisiei, indiferent, chiar dacă nu era introdus prevederea asta... E clar. În părerea mea că e o sfidare a instituțiilor statului, deci nu poate face. Că doamna Udrea n-a venit, mi se pare că acum câțiva ani n-a venit în fața comisiei, că a spus că nu dă socoteală lui ăla și lui ăla, da? Dar e o instituție asta, o comisie asta, e un organism al statului român. Da. Dar tu nu poți ca procuror al DNA sau orice funcționar al statului să o ignori. Da? Momentul în care, dacă doamna Chiuveș refuză să vină sau oricine refuză să vină angajat al statului român, în secundă următoare, după părerea mea, ar trebui schimbat din funcție. Da? Acum, iar, revenind la comisii. Comisiile astea, cum au fost la noi, nu, cum sunt la noi de atâta, nu sperii pe nimeni. Sunt niște oameni care caută, fac dosare, adică verifică dosare, n-au nicio finalitate. Știi? Am zis și repet și probabil am să mai spun de nenumărate ori, aș vrea să avem comisiile acum în Statele Unite, când ăla aude că trebuie să meargă la Comisia Senatului, e mai speriat decât că trebuie să meargă la parchet, la fața procurorului să-l audieze. Da, săptămâna trecută Gigi Becali a revenit în atenția publicului, nu pe zona de sport, a fost și pe zona de sport, cum ai spus tu, dar a lăsat să se înțeleagă, sau pur și simplu a zis-o pe șleau. Și am selectat un titlu, Adrian Năstase, reacții după dezvăluirile incendiare făcute de Gigi Becali privind condamnarea sa. Era, se referea, spunea domnul Gigi Becali, că un verdict dat într-un proces al domnului Năstase a fost pur și simplu modificat. Păi nu, într-un proces, în procesul acela în care a ajuns, de fapt, a ajuns la închisoare. Da. Dar domnul Becali vorbea de ce a spus o verișoară de-a lui judecător, dacă era în dosar și care între timp a murit, nu știu ce a murit chiar, și a spus așa, deci povestește domnul Becali. A venit cineva în exterior, nu a depins numai de Livia Stanciu. Ei au stabilit dinainte, stai domne să vedem ce verdict dau. Ei aveau deja scris să numai să nu se certe. Când s-a ajuns în camera de deliberare, nu s-a mai recunoscut. Au schimbat verdictul care era deja scris. Era condamnare cu suspendare. A fost schimbat verdictul care fusese dat deja cu o zi înainte. Verișoara mea a spus, bă Gigi, mi-a venit amețeala și nu mai vedeam. Am crezut că visez. Deci după cum spune domnul... Acum trebuie să acceptăm doar mărturia domnului... Becali, instanța care l-a condamnat pe Adrian Năstase la închisoare cu executare, dăduse de fapt sentința de închisoare cu suspendare. Suspendare. Da? A zis că sentința era redactată scrisă și când au ajuns să o parafeze a venit cineva în exterior. Da? Cine a venit în exterior și cumva le-a spus nu suspendare, ci executare. Da? Domnul Năstase, ce spune? Becali spune că verișoara s-ar fi vrut să iasă în presă și să spună tot ce știe, dar nu a mai apucat, că între timp a murit. Ce spune domnul Năstase? Știu puțin mai mult, dar nu mă pot da nume. Tot Gigi Becali spunea. Da, domnul Năstase, am fost șocat când am auzit declarația lui Gigi Becali. Aveam semne de întrebare. La un moment dat, din clădirea în alte curs de casație și justiție, a ieșit plângând Sofica Dumitrașcu și unul dintre jurnaliști m-a sunat să-mi spună ce se întâmplă. Acum fac legătura cu acel moment și ce a declarat Gigi Becali. Pentru mine întotdeauna a fost evident că a fost o forță externă care a determinat acea condamnare. Iată diferența între ceea ce putea se întâmple și tentativa mea de sinucidere de atunci, determinată de cei care au creat această presiune injustă asupra completului. Sigur că se verifică și prin ceea ce a fost ulterior motivarea din acel proces atât de ciudată, cu aproape 1000 de martori din care nu s-a reușit să obțină nimic împotriva mea și a fost condamnat pe raționamente logico-juridice și pe eventuale probe indirecte. E nebunie curată. Da, la câte au fost în instanță și la câte, cum spune domnul Năstase, n-a fost una pe probe, ci pe raționament, dacă așa înseamnă că așa. Da? Da. Deși
La noi, din păcate, în multe dosare s-au dat condamnări pe raționamente. Da. Da? Nu pe probe. Nu pe probe. Adică dacă te-ai întâlnit cu ăla și ai discutat așa, înseamnă că sigur ai făcut aia. Da. Trebuie să existe o probă că ai făcut aia. Oric. La noi, peste tot, orice înseamnă din lume, nu dă că logic am raționat că ai făcut aia. Nu. Probă. Probă că ai făcut aia. Da. Luăm ultima pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim imediat în platou.